Dar acestei categorii de oameni pe care îngăduiți-mi să o numesc neprihăniții, fără să fiu ironic, pentru că ei așa se considerau, acestei categorii de oameni Domnul Iisus avea să îi spună ceva. Problema era însă că ei n-aveau urechi să asculte ceea ce le spunea Domnul Iisus. Acestei categorii de oameni, fariseilor și cărturarilor, Domnul Iisus voia să le spună faptul că ei se înșeală crezând că Dumnezeu gândește ca ei. Mântuitorul Iisus le spunea, Dumnezeu nu gândește ca voi. Și lucrul ăsta era foarte surprinzător pentru ei, de aceea nu au fost în stare să-L primească. Celorlalți, din prima categorie, Domnul Iisus vroia să le spună că Dumnezeu e interesat, e doritor să-i caute și să-i mântuiască, să-i restaureze, să-i reașeze în starea de demnitate în care ei ar fi trebuit să fie și din care ei au căzut prin felul lor de viață. Și acum aș vrea să mă opresc mai mult la pilda pe care am citit-o. Vedeți, este vorba despre o femeie care se spune că a avut 10 lei de argint și a pierdut unul dintre ei. Mulți cercetători Scripturilor s-au întrebat despre ce bani a fost vorba. De ce femeia aceasta a lăsat toate celelalte responsabilități pe care le avea în gospodărie pentru a căuta banul acela pe care l-a pierdut? Nu putea să mai aștepte, mai devreme sau mai târziu, tot îl găsești unde l-ai pus. Cineva ar putea să spună, probabil, că femeia aceasta a avut un soț din ăsta așa cârcotaș, care atunci când se întoarce de la lucru, vrea să știe toate lucrurile, cum sunt în casă, de ce asta e așa, de cealaltă e așa, de cealaltă e altfel. Dar nu cred că ăsta este motivul. Unii au venit și au spus, oamenii din vremea de atunci, mai cu seamă, oamenii săraci, trăiau la limita subsistenței. Pentru ei fiecare bănuț era important. Un bănuț, chiar dacă nu avea o valoare deosebită, putea asigura hrana familiei pe o zi, pe două zile sau pe trei zile, poate. Și a pierde un bănuț înseamnă a-ți condamna familia pe o zi, două sau trei la înfometare. Femeia aceasta a simțit responsabilitatea și ar fi ținut neapărat să găsească banul acela cu care să-și poată întreține familia. Alții au venit și au spus, în vremea de atunci, semnul unei femei căsătorite în Israel era un fel de salbă în care erau agățați 10 bani, 10 monede de felul acesta. Spuneau unii cercetători ai Scripturilor că o femeie, o tânără evreică, o fată care trăia probabil într-o familie săracă, muncea din greu ca să adune cei 10 bani de care avea nevoie pentru salbă, să aibă în ziua nunții ei. Și salba aceasta cu bănuții pe care îi cuprindea, îi conținea, avea în felul acesta o valoare sentimentală deosebită. E adevărat, era așa de apreciată și așa de valorizată salba aceea, încât nici măcar dacă era vorba despre recuperarea unei datorii, dacă într-o anumită împrejurare a vieții femeia aceea rămânea datoare, cel care i-a împrumutat bani, nu s-ar fi gândit, nu i-ar fi trecut vreodată prin cap să-și recupereze datoria punând mâna pe banii din salba femeii aceleia. Nu știu despre ce situație vorbea Iisus aici, dar știu că femeia aceasta a pierdut unul din cei 10 și pentru ea banul acela a fost important și s-a apucat să caute. Mântuitorul Iisus spunea că femeia aceea a prins o lumină în casă, a măturat casa și a căutat cu băgare de seamă până când l-a găsit. Primul lucru pe care l-a făcut ea a fost acela de a aprinde o lumină. Mai trebuie să vă readuc aminte că în Israel, în vremea Domnului Iisus și poate și mult înainte de aceea, locuințele oamenilor săraci rare ori aveau câte o fereastră. De obicei nu aveau niciuna. Puțina lumina zilei intra pe ușă. Sau poate prin unele fisuri de prin pereți. În rare situații, locuința unui om sărac din Israel avea câte o fereastră și fereastra aceea era de mici dimensiuni
Și nu era vorba despre o sticlă de calitatea celei pe care o avem astăzi. Asta face ca lumina într-o încăpere să fie foarte săracă, palidă. Și abia atunci, când se lasă înserarea, într-o astfel de locuință să fie deja întuneric, și era nevoie să aprindă o lumină. În al doilea rând, femeia aceasta mătură cu grijă casa, pentru că pe jos ei nu aveau nici parchet, nu aveau nici gresie, nici ceramică sau altceva ce noi avem. Pentru o locuință din Israel, o locuință unei familii sărace, era pământ bătătorit și peste el era pusă trestie și alte resturi de plante uscate ca să izoleze cât de cât. Asta înseamnă că dacă s-a întâmplat cumva un ban din salbă sau din buzunar să-i fi căzut cumva, în ceea ce era acolo pe jos, să fie foarte greu, dacă nu imposibil de găsit. Femeia aceea a aprins o lumină în locul în care era întuneric. Femeia aceea a măturat, adică a dat la o parte toate lucrurile care puteau acoperi bănuțul acela și femeia aceea a căutat cu mare grijă. Într-un anume fel, fie mă îngăduit să spun, femeia aceasta îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl, pentru că Dumnezeu Tatăl caută să-i mântuiască pe cei păcătoși. În scopul acesta, El a trimis în lumea noastră pe Domnul Iisus. Și în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, cu versetul al 10-lea, Mântuitorul însuși exprimă foarte condensat scopul misiunii sale pe pământ, spunând că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Atunci când omul a căzut în păcat, pământul pe care Dumnezeu a hotărât să-și ducă viața fiii oamenilor a devenit un loc plin de întunecime. Păcatul a acoperit pământul acesta cu întuneric. Și când Iisus a venit pe pământul acesta, El a adus o lumină, El a adus adevărata lumină. El avea să spună în Evanghelia după Ioan, Eu sunt lumina lumii, cine mă are pe mine nu umblă în întuneric. Dar întrebarea se pune, dar cine nu-L are pe Domnul Iisus? Omul acela trăiește, este și trăiește în întuneric. Dar cine-L are pe Domnul este în lumină, pentru că Domnul este lumina lumii, binecuvântat să fie El. Amin. Mă vreau să vă spun de asemenea că Domnul Iisus a pus să scoată în evidență un alt adevăr aici, tocmai prin această ilustrație. Fariseii și cărturarii ar fi dat oricât să știe cum gândește Dumnezeu cu privire la om. Și vameșii și păcătoșii câteodată, în momentele lor de cugetare, care vor fi fost poate mai rare, se vor fi întrebat, oare cum se uită Dumnezeu la mine? Niște oameni care au trăit în poporul lui Dumnezeu, care au crescut în umbra sinagogii și au avut la îndemână legea, chiar dacă poate n-au fost convinși de aceste lucruri, au avut momente în care s-au întrebat, oare cum mă privește Dumnezeu? Oare cum mă consideră Dumnezeu? Unor oameni care din când în când își pun astfel de întrebări, Iisus, prin această pildă, le spune, Dumnezeu se bucură atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu prin pocăință. Iar celor care sunt super religioși, care se uită de sus la semenii lor, care se uită, poate, cu dispreț la semenii lor, pentru că ei înșiși au un anume sistem de valori și au un anume sistem de rânduieli, care au o învățătură și o formă de evlavie, nu sunt acei de jos. Unor astfel de oameni, Domnul Iisus le spunea în ziua de atunci și ne spune și nouă astăzi, Dumnezeu nu se uită cu dispreț la păcătosul care se întoarce la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu, și lucrul acesta este repetat de două ori în acest capitol de Domnul Iisus și este subînțeles și a treia oară în pilda cea de-a treia. Dumnezeu Tatăl se bucură și cerul întreg se bucură împreună cu El atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, când se pocăiește. De aceea, dragii mei, pocăința ar trebui să ne preocupe mult. Dacă iubim pe Dumnezeu și dacă vrem să-i provocăm bucurie, noi putem să facem lucrul acesta atunci când ne pocăim. Adevărul este că de pocăință avem nevoie cu toți.
Noi ne uităm în jurul nostru și să potim că fratele cu tare, sora cu tare, tânărul cu tare, tânăra cu tare, mai știu eu cine, are nevoie să se pocăiască. Da, are nevoie să se pocăiască. Dar noi toți avem nevoie să ne pocăim. Amin. Când Domnul Iisus a spus despre cele 99 de oi, El, în finalul acelei pilde, a zis așa: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Dar aici cineva spunea, pe bună dreptate, Mântuitorul a vorbit într-un fel ironic, pentru că oameni care n-au nevoie de pocăință, să știți că nu există pe pământ. Oameni care au, care cred că n-au nevoie de pocăință, de ăștia sunt foarte mulți. Dar ați sesizat diferența. Noi toți avem nevoie de pocăință. Și pocăința, știți ce presupune? Și în privința aceasta ne este de mare folos cea de-a treia pildă din acest capitol 15. Pocăința înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât o schimbare, începând cu schimbarea minții. Căci tânărul acela, câtă vreme a fost în casa părintească, tânărul acela s-a uitat la tatălui ca la un om îngust. Tânărul acela s-a uitat la tatălui ca un om cu care este imposibil să trăiești. Ca la un om care nu știe să se bucure de viață. Și tânărul acela și-a zis în mintea lui: vreau să ajung odată să fiu stăpân de propria viață. Și a ajuns să fie stăpân de propria viață. Și a plecat în țara aceea depărtată, unde credea că sunt fericit. Mi-aduc aminte, fratele Mircea, încă așteaptă din partea mea o predică pe care am intitulat-o Fericirile din țara fără rânduiel. Frate Mircea, poate o să vină vreme să vorbim și despre lucrul acesta. Dar în seara aceasta voi spune doar atât. Fericirile din țara fără rânduiel, și să o știe bine toți, că sunteți tineri, că sunteți în vârstă, să o știți împreună cu mine. Fericirile din țara fără rânduiel sunt fericiri devastatoare. Mai devreme sau mai târziu, ele ruinează viața celor care caută asemenea fericiri din țara fără rânduiel. Și cu tânărul acesta s-a întâmplat o schimbare atunci când a ajuns în necaz, mai greu decât și-ar fi putut închipui vreodată. Și Biblia spune, Domnul Iisus spune așa de frumos, simplu, și-a venit în fire și-a zis: păi da, până acum n-a fost deștept? Ba da. N-a fost înțelept? Ba da. Numai că înțelepciunea lui l-a dus în fundul prăpastiei. Și-a venit în fire și dintr-o dată a văzut toate lucrurile altfel. A văzut că străinul îl disprețuiește, îl umilește în cel mai adânc grad cu putință. Dar în casa tatălui său, până și argații au belșug de pâine. Și a zis, în sfârșit, când și-a venit în fire, a zis: tatăl meu, nu e așa cum mi-am imaginat eu. De acolo începe pocăința. Când începi să te gândești la Dumnezeu ca la ființa care îți face bine, ca la ființa pe care ai neglijat-o, ai disprețuit-o, ai nesocotit-o, n-ai băgat-o în seama ta vreme și totuși tot ce ai avut, ai avut de la El. Pocăința de acolo începe. Și atunci când te întorci la Dumnezeu și spui: Doamne, n-am nicio altă pretenție, nu mai primește-mă. Fă ce vrei cu mine, dar primește-mă iarăși în casa ta. De acolo începe pocăința, dragii mei. Și vreau să vă spun că pocăința este frumoasă. Amin. Ferice de omul, bărbatul, femeia, tânărul sau vârstnicul, care se prezește la timp și se pocăiește. Pocăința nu înseamnă doar un moment emoțional, când vine pe la noi un predicator și are multă experiență și și-a repetat predica în 50 de locuri până a ajuns la noi și o știe pe din afară și se joacă cu sentimentele ascultătorilor și dintr-o dată face adunarea să plângă sau îi trage după el prin toate stările sufletești pe care le dorește el. Și după aia pleacă și noi rămânem tot cum am fost înainte. Aia nu-i pocăință. Aia este un moment emoțional. Sau numiți-l cum vreți dumneavoastră. Pocăință înseamnă schimbare. Pocăință înseamnă schimbare. Și pentru că știu că pocăința adevărată produce bucurie Tatălui meu Ceresc, produce bucurie Cerului, Îngerilor, îmi doresc o asemenea pocăință să pot trăi eu și frații mei și surorile mele de aici. Amin. Amin. Mulțumim, Domnul, pentru cuvântul care l-am avut în mijlocul nostru. Dumnezeu caută
și astăzi pe cine să mântuiască și pe noi care suntem mântuiți să mergem înainte pe calea Domnului. Aș vrea să ne oprim aici, cu slujba noastră, și aș vrea să încheiem printr-o rugăciune comună. În seara aceasta vom continua părtășia, discutând și alte lucruri despre bunul mers a bisericii noastre locale și dorim ca în toată numele Domnului să fie prostăvit. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare și ar dori să mulțumim pentru cântările care le-am ascultat și pe care le-am cântat, pentru cuvântul ascultat și să ne rugăm totodată pentru părtășia care va continua casa Domnului, pentru discuțiile care vor avea loc, ca toate să fie pentru slava și cinstea Dumnezeu, pentru înaintarea noastră pe calea Domnului. Ne rugăm cu toții!